Moise, o chemare la slujire. Fapte, capitolul 7, de la versetul 20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său, și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omor și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pogorât să îi zbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care să le pădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și zbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, 40 de ani. Acest Moise a zis fiul lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care, în adunarea izraeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii care să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors în Egipt. Rezumarea vieții lui Moise, făcută de Ștefan, în Faptele Apostolilor, capitolul 7. Are de a face cu precădere, cu chemarea la o misiune specială, cu slujirea unei comunități de oameni. Dumnezeu cheamă oameni, îi pregătește și apoi îi pune la lucru. Orarul după care o face se extinde pe întreaga viață. Pentru ușurarea sintezei vieții acestui mare om al lui Dumnezeu, vom împărți viața lui Moise în trei etape majore chemarea, slujirea și plecarea. Chemarea lui Moise sau cum ne cheamă Dumnezeu. În Exod capitolul 2, de la versetul 11 la versetul 12, ni se spune așa: În vremea aceea Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul din frații lui. S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în isip. Astfel începe misiunea lui Moise. De ce s-a simțit responsabil? De ce s-a băgat în seamă? Oare primisese misiunea aceasta de la Dumnezeu? Cum a primit el chemarea aceasta? Nu avem o afirmație clară în acest sens. Mai degrabă Ștefan aduce ceva lumină în cuvântarea lui de apărare. În fapte capitolul 7 ni se spune: Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferină nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel suprit și a omorât pe egiptean. Și ascultați comentariul lui Ștefan. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar nu au priceput. De unde îi venea această chemare? Textul ne spune, i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi. De unde i-a venit această dorință în inimă? Dumnezeu i-o pusese acolo. Și dacă acesta este adevărul istoric, atunci lecția imediată pentru el și pentru noi astăzi ar putea fi următoarea: Chiar dacă Dumnezeu te cheamă în lucrare, lucrarea se face în termenii lui, nu ai noștri. Chiar dacă Dumnezeu îți pune în inimă dorința să cercetezi pe frații tăi, această chemare se face. Lucrarea la care ești chemat se face în termenii lui, nu ai tăi. Așa că verifică-ți bine strategia, metodologia, nu acționa după impulsurile tale, chiar dacă simți în inimă chemarea lui Dumnezeu. Moise a simțit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi și își începe misiunea în termenii lui, omorând un egiptean și ascunzându-l în isip. Caută călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la modul de lucru, dacă simți chemarea lui în inima ta. Pentru că chiar dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare, lucrarea trebuie făcută în termenii lui, nu ai noștri. O altă observație din textul nostru, Ștefane spune că Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Ce să însemneze aceasta? Moise, plin de cunoștință Egiptului, era puternic în cuvinte, era convingător, avea argumente și avea și autoritate, era puternic și în fapte, prin poziția care avea în casa lui Faraon. Și atunci, aceste abilități care fusese răpuse în el, aceste circunstanțe în care fusese educat, oare nu cumva i-au dat o încredere prea mare? În alte cuvinte, pornirile personale izvorâte din apartenența lui etnică și autoritatea ce avea, știind că frații lui suferă, mama lui și familia întreagă erau persecutați, îi vine dorința să facă ceva pentru ei, și aceste porniri personale, însoțite de autoritatea ce avea, îl împing la un mod de lucru neînțelept. Dacă acesta este adevărul istoric, atunci lecția de viață pentru noi, de asemenea, este foarte clară. Nu te lăsa amânat în lucrarea lui Dumnezeu de pornirile personale, bizuindu-te pe abilitățile și poziția ta. Unii oameni nu pot sta departe de scandal. Când conflictul apare, ei sunt pe aproape. Reacția este acțiunea lor favorită. Așa a fost și Moise. Era chemați pe lucrurile care trebuiau îndreptate. Spre a face ordine. Ne amintim de omorârea egipteanului care bătea un evreu. Ne amintim de încercarea de arbitraj între cei doi evrei care se certau. Moise reacționează. Lucrul minunat al vieții lui Moise a fost nu încetarea de a mai reacționa, ci mai degrabă învățarea reacției corecte, nu impulsive. Dumnezeu este. La fel de interesat de slujitorul său, cum este interesat de lucrarea sa. Și acesta este un alt mare adevăr valoros de care ar trebui să ținem minte. Dumnezeu este la fel de interesat de slujitorul său, cum este interesat de lucrarea sa. Aveam o o problemă cu impulsivitatea? Da? Dumnezeu. Îl pune să conducă două milioane de oameni ca să învețe cum să-și stăpânească și să-și direcționeze reacțiile. Ceea ce Dumnezeu a făcut cu Moise nu a fost să-i schimbe personalitatea, cine era el și ce era el. Dumnezeu nu i-a dat noi abilități și puncte tari, nu. Dumnezeu a luat caracteristicile lui Moise. I-a luat abilitățile, i-a luat temperamentul și le-a modelat până la potrivit scopurilor sale, până acestea s-au potrivit scopurilor sale. Mai tot timpul Moise a trebuit să învețe să reacționeze la certurile și cârtelile poporului. Moise a trebuit să învețe să reacționeze la atacurile nejustificate asupra caracterului său. Moise a fost zona de tampon mereu și mereu între un popor reactiv și un Dumnezeu reactiv și pun ghilimelele de rigoare aici. În Exod 32 cu 1 îl vedem pe Dumnezeu aparent reacționând extrem. Ni se spune acolo în versetul 10. Acum lasă-mă, îi spune Dumnezeu lui Moise, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Era ceva pe gustul lui Moise, nu? Dar Moise deja își învățase lecția, deja își dresase temperamentul. Reacția lui, de data aceasta, nu este una impulsivă, ci este o reacție uimitoare, copleșitoare. Știm cu toții răspunsul lui Moise: Iartele acum păcatul. Dacă nu, atunci, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. În timp vedem un Dumnezeu care îl pregătește pe un Moise. Îi ia impulsivitatea și o canalizează. Vedem un Moise a cărui reacție este copleșitoare. Doamne, nu reacționa la ei. Iartă-i. Dacă nu vrei să ierți, ia-mă și pe mine odată cu ei. Pentru că Dumnezeu este interesat la fel de mult de slujitorul Său cum este interesat de lucrarea Sa. El ne așează în situații specifice care să cioplească și să formeze în noi opusul deficienței de caracter. Dumnezeu este la fel de interesat de slujitorul Său cum este interesat de lucrarea Sa. În alte cuvinte, Dumnezeu, lucrând prin noi, lucrează și în noi. Slujirea însăși este o unealtă de formare personală în mâinile lui Dumnezeu. Dacă tot ce ar fi dorit Dumnezeu să facă ar fi fost să-și facă lucrarea, el ar fi putut trimite îngerii săi care ar fi făcut lucrarea mai bine și mai repede. Dar el nu dorește doar să facă o lucrare prin noi și dorește să facă o lucrare și în noi. Pentru că făcând lucrarea lui Dumnezeu, se lucrează și în tine. Experimentând nemijlocit greutățile lucrării, ești lucrat și tu. Care ar fi până la urmă aplicația atunci pentru noi cei din secolul 21? Cum ne cheamă Dumnezeu pe noi? Înainte de a vedea cum ne cheamă Dumnezeu pe noi, haideți să ne evaluăm înainte de toate chemarea de care credem că am avut parte. Ești mânat sau chemat în lucrarea lui Dumnezeu? Gordon McDonald dă câteva caracteristici ale omului mânat, spre deosebire de cel chemat în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să ne evaluăm chemarea noastră prin aceste câteva caracteristici ale omului mânat și să ne întrebăm sincer înainte lui Dumnezeu, oare eu sunt mânat sau chemat în lucrare. O primă caracteristică a omului mânat este că omul mânat, cel mai adesea, este preocupat doar de realizări. El crede că numai acumulând realizări poate fi mulțumit de sine și de lumea lui. Omul mânat nu apreciază procesul care duce sau nu la rezultatele respective. În al doilea rând, omul mânat este preocupat de simbolurile realizării. Simbolurile asociate statutului său sunt căutate. Titluri locul în schema de organizare, privilegiile speciale de care se bucură în poziția pe care o are. Omul mânat este preocupat de propria lui reputație. Se întreabă mereu cum pot menține relații mai strânse cu somitățile din domeniul meu. În al treilea rând, omul mânat este dominat de spiritul de competiție. Orice acțiune este percepută de acesta ca fiind o partidă care poate fi câștigată sau pierdută. Și cu cât este mai mânat, cu atât vrea să câștige la un scor mai mare. A patra caracteristică a omului mânat este tendința de a nu acorda prea multă importanță eticii și integrității. Preocuparea lui pentru succes a omului mânat devine atât de acaparantă încât etica rămâne undeva pe un plan secundar, iar omul devine înspăimântător de pragmatic. A cincea caracteristică omului mânat. Omul mânat este de obicei peste măsură de ocupat. Întrebarea practică pe care Duhul lui Dumnezeu ne -o poate pune fiecare dintre noi este aceasta. În lumina acestor caracteristici ale omului mânat, ce pot spune? Ești un om chemat de Dumnezeu în lucrare sau un om mânat în lucrare? Și acum dacă ne-am evaluat chemarea prin aceste câteva posibile caracteristici ale omului mânat. Haideți să mai facem un pas practic, aplicativ. Cum pot să-mi descopăr chemarea de la Dumnezeu? Cum pot discerne chemarea lui Dumnezeu în lucrare? Pentru mine, personal, cum mă cheamă Dumnezeu? Uitându-mă în scriptură, am găsit patru modalități. S-ar putea să fie mai multe. Vreau să ne uităm la patru modalități pe care Dumnezeu le-a folosit patru modalități prin care el a acționat să cheme oameni ai lui în lucrare. Un prim mod de chemare în lucrare este modul supranatural. Gândiți-vă la Pavel pe drumul Damascului, Dumnezeu îi taie calea într-un mod supranatural. Și Pavel știe ce are de făcut. Dumnezeu îți descopere chemarea printr-un eveniment supranatural și această chemare devine clară imediat. Lucrurile stau la fel și cu Moise. Mă rogul a prins. Dumnezeu s-ar putea să te cheme în lucrare sau să te fi chemat în lucrare într-un astfel de mod supranatural. Îți taie clar calea și pricepi la ce ești chemat. Dar nu mulți avem parte de o astfel de chemare în lucrare. Așa că ne uităm la alți oameni ai Scripturii și vedem un al doilea mod în care Dumnezeu s-ar putea să te cheme în lucrare. Printr-o povară lăuntrică. Și aici mă gândesc la Neemia. Uitați-vă la Neemia, capitolul 1. Dumnezeu îi pune pe inimă o încărcătură, o greutate lăuntrică pe un fond al urgenței s-ar putea așa să te cheme Dumnezeu și pe tine în lucrare. Cum poți discerne chemarea lui Dumnezeu? Poate că prin această povară lăuntrică. Dumnezeu îți spune pe inimă o încărcătură, o greutate lăuntrică pe un fond al urgenței. Ascultați mecanismul la Neemia. Neemia vorbește. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile de Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și acum ascultați-l pe Nemia. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Apoi împăratul îi vede fața tristă și știți întâmplarea mai departe. Dumnezeu cheamă pe Neemia, punându-i pe inimă o povară lăuntrică pe un fond al urgenței. S-ar putea așa să te cheme Dumnezeu și pe tine în lucrare. O a treia modalitate de chemare în lucrare, pe care am găsit-o în scripturi, sunt oportunitățile, ușile deschise. Și aici mă gândesc la Estera, în alte cuvinte, Dumnezeu îți descoperă chemarea pas cu pas pe măsură ce folosești oportunitățile care ți se ivesc. Și povestea Esterei o știm cu toții. Și aceste cuvinte sunt foarte bine cunoscute. Când Mardoheu îi spune Esterei și încearcă să o îndemne, să intre pe ușa deschisă, să se folosească de oportunitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. El îi spune Esterei, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și zbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Iată un alt mod prin care Dumnezeu cheamă oameni la un soi de lucrare. Prin oportunitățile care ți se ivesc, prin ușile deschise care stau înaintea ta. Poate că Dumnezeu te cheamă astfel, într-o lucrare. Intră pe ușile deschise, dinaintea ta. Și un al patrulea mod, care l-am descoperit în scripturi, este creșterea în cunoștință. Așa aici mă gândesc la Iosif, o viață bine trăită. Dumnezeu te trimite în viață. Pe măsură ce îl urmezi, îți oferă tot mai multe detalii. Circumstanțele prin care treci sunt o chemare ale Dumnezeu la ceva. Și încet, încet, pas cu pas, crescând în cunoștință, pricepi la ce ai fost chemat. Acum, le spune Iosif fraților săi, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif a priceput un lucru. El toată viața și-a urmat Dumnezeul. Și urmându-și el, a crescut în cunoștință și și-a dat seama pas cu pas la marea, uriașa lucrare la care a fost chemat. S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme astfel în lucrare, prin creșterea treptată în cunoștință. Tu, urmează-ți Dumnezeul și vei pricepe pas cu pas tot mai bine la ce ai fost chemat. Descoperă-ți chemarea, discerne chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Acest lucru este atât de important, este vital pentru orice om al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că cine nu are siguranța chemării divine în lucrare, Va ceda curând în fața greutăților ei sau va lucra cu superficialitate. Doar convingerea chemării divine în lucrare este cea care te ține acolo și te ajută să o faci cu excelență. Am încercat să ne evaluăm chemarea în lucrare. Am încercat să-mi vedem cum ne cheamă Dumnezeu. Haideți să mai facem încă un pas aplicativ. Verifică-ți chemarea. Poate ești în lucrare, într-un soi de lucrare de ceva vreme. Cum-ți o poți verifica? Trei lucruri vă spun aici. Este modul în care eu mi-am verificat lucrarea într-un moment de criză. Mi-am verificat chemarea într-un moment de criză. Și am fost învățat de cineva să fac lucrul acesta, să trec prin filtrul acestor trei lucruri extraordinar de importante cel puțin pentru viața mea, într-un moment de criză profundă în lucrarea în care eram implicat. Au venit aceste trei gânduri pentru mine. Oare sunt chemat cu adevărat în lucrare? Cum pot să-mi verific această chemare? Și mi s-a spus, în primul rând, descoperi în tine un sentiment de neajutorare? Cum adică? Uită-te la Moise, Doamne, eu nu pot. Uite-te la Isaia. Doamne, eu sunt un om cu buze necurate. Uite-te la Ieremia. Doamne, eu sunt doar un copil. Sentimentul că ești inadecvat pentru lucrarea în care te afli. S-ar putea să fie șoapta lui Dumnezeu. Am nevoie de tine. Ești chemat de mine. Moise de cinci ori pune piedică. Moise se vede inadecvat pentru lucrarea la care este chemat. În cei 40 de ani de pustie, Dumnezeu i-a format o calitate deosebit de valoroasă, smerenia. Ajunge să nu se mai vadă puternic în cuvinte și în fapte. Dacă descoperim în noi un astfel de gen de neajutorare, n-ar trebui să ne blocăm, ba mai mult ar trebui să ne dea curaj să pornim la lucru. Pentru că până la urmă Dumnezeu nu are nevoie de oameni autosuficienți, încrezători în sine. Iisus Hristos nu va face lucrări mari cu oameni care au planuri și idealuri proprii. Oameni care le știu pe toate sunt siguri pe ei. Dacă ești încrezător în tine, autosuficient, nu știi că ai nevoie de Dumnezeu. Și tendința trebuie să faci lucrurile prin puterile tale, prin abilitățile tale. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de cineva care se întreabă de ce eu, Doamne? Doamne, nu știu dacă pot. Un astfel de sentiment de neajutorare creează dependență de Dumnezeu și -ți ține ochii ațintiți către El și urechile ațintite către șopta Lui. Sentimentul neajutorare, dacă îl descoperi în tine, în lucrarea pe care o faci. S-ar putea să fie șopta lui Dumnezeu că te vrea acolo. Un al doilea lucru este sentimentul disponibilității. Simți cumva în tine această dorință de a te jertfi, de a te da, de a te pune efort, de a căuta prezența acelor oameni pe care îi slujești? Simți în tine această disponibilitate de a face? lucrarea aceea? Dacă o simți undeva în tine, dacă simți că acolo e inima ta, s-ar putea să fie șoapta lui Dumnezeu care îți spune, ești chemat și am nevoie de tine. Pavel sublinează atât de frumos acest sentiment al disponibilității în 1 Tesalonicen în capitolul 2, versetul 8. El spune acolo, astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, Eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scumpi ne ajunsese răți. Îți sunt scumpi oamenii cu care lucrezi, lângă care stai, pe care vrei să-i slujești? Dacă îți sunt scumpi, dacă ai acest sentiment al disponibilității în tine, regăsește regăsești acolo. S-ar putea să fie șoapta lui Dumnezeu care te cheamă și te vrea acolo. Și al treilea lucru este sentimentul valorii, al onoarei de a-L sluji pe Dumnezeu. Îl descoperi în tine, în mijlocul frământărilor tale și a confuziei tale. Simți, știi că acolo în ceea ce faci există valoare? Că ai onoarea de a-L sluji pe Dumnezeu? dacă îl simți acolo, s-ar putea să fie șopta lui Dumnezeu care îți spune, am nevoie de tine. Continuă. Tot Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, spune, noi dar suntem trimiși împuterniciți al lui Isus Hristos. În alte cuvinte, noi suntem ambasadorii lui, noi suntem reprezentanții lui. Privești așa lucrarea pe care o faci, misiunea care o ai, tu ești reprezentantul lui Hristos în fața oamenilor pe care îi slujești. Sentimentul neajutorării, sentimentul disponibilității, sentimentul valorii a ceea ce faci, dacă le descoperi în tine, s-ar prea putea să fie șoapta lui Dumnezeu care îți spune, te-am chemat și vreau să continui. Am văzut chemarea lui Moise. Cum ne cheamă Dumnezeu? Haideți să ne uităm și la slujirea lui Moise sau cum îl slujim pe Dumnezeu. Sigur că această slujire a lui Moise este imensă și desfășurată pe cinci cărți mari ale Scripturii și nu avem timp să intrăm în toate detaliile. Ne uităm la această slujire imensă. Și profundă a lui Moise, și vedem răscumpărarea poporului. Apoi vedem legea, apoi vedem cortul, vedem stabilirea legii ceremoniale și toate detaliile acestea. Le vedem pe Moise într-o mulțime de întâmplări. Toate le face după indicațiile precise ale lui Dumnezeu. Și când era încolțit de alții, vedem un Moise care mergea și striga către Domnul. Nu vrem să intrăm în detaliile slujirii Lui. Pentru că le cunoaștem, sunt acolo, sunt evidente, sunt puternice. Vreau doar să facem câteva aplicații pentru noi astăzi. Cum îl slujim pe Dumnezeu? Și aș vrea să ne uităm la cinci principii majore, de esență, ale slujirii Dumnezeu. Aș vrea să avem înainte ochilor aceste cinci principii, pentru că sunt călăuzitoare, pentru că stând în perimetrul creat de aceste cinci principii, avem șansa să-L slujim pe Dumnezeu așa cum se cuvine. să slujim pe Dumnezeu așa cum a făcut-o și Moise. Care sunt cele cinci principii? Haideți să le luăm pe rând. Primul principiu. Slujind oamenii, tu slujești Domnului. Lauzim pe Pavel vorbim din 2 Corinteni, capitolul 4, cu 5, spunând așa noi suntem robii voștri, adică vă slujim pe voi. Dar spune mai departe, noi suntem robii voștri pentru Isus, adică de dragul Lui, ca și reprezentanți ai Lui. Înțelegeți? Pavel spune, eu îi slujesc pe oameni ca și slujitor al Domnului. Și acest prim principiu este o chestiune de perspectivă. Slujind oamenii, eu slujesc Domnului. În alte cuvinte, tu ești în slujba lui Dumnezeu, nu în slujba oamenilor. Nu în slujba oamenilor, ci pentru binele lor. Și această perspectivă este vitală de a fi înțeleasă. Tu nu ești în slujba oamenilor pe care slujești. Tu ești în slujba Domnului pentru binele oamenilor. Consecințele acestui principiu sunt semnificative. În ce fel? În următoarele feluri. Știind că tu, slujind oamenii, de fapt slujești Domnului, pricep că tu nu ești la cheremul celor pe care îi slujești, ci tu îi slujești după voia lui Dumnezeu spre folosul lor. Tu nu ești la cheremul lor. O altă consecință a acestui principiu este următoarea. Vei fi motivat să-ți faci lucrarea și să nu cauți scuze. Dacă slujești pentru câștig, fie el material fie de statut vei găsi mereu motive să crezi că ești plătit prea puțin sau că nu ți se acordă suficientă importanță o altă consecință acestui prim principiu este faptul că vei dori să dai ce ai mai bun nu resturile când știi că tu slujești Domnului pentru binele oamenilor vei dori să dai ce ai mai bun și a patra consecință vei înceta să te mai compari cu ceilalți lucrători, cu ceea ce face Dumnezeu prin ei. Când pricep că tu slujești Domnului spre folosul, spre binele oamenilor, vei înceta să te mai compari cu ceilalți lucrători. Acesta a fost principiul numărul unu. Un al doilea principiu care creează perimetrul slujirii este următorul. Slujirea lui Dumnezeu înseamnă invadarea câmpului de bătălie, nu a terenului de joacă. De mic copil mi-au plăcut sporturile de contact. Și când mă uit la acestea, văd două extreme. Mă uit la cele sporturi de contact numite wrestling, WWF, și acolo este un circ, de fapt. Oamenii aceia se fac că se luptă. Oamenii aceia fac doar un spectacol. Din punctul meu de vedere, bun pentru copii. Putem avea păreri diferite. Dar când compar wrestling-ul cu luptele MMA, Mixed Martial Arts, este o diferență de la cer la pământ. Cei de la wrestling, ei se joacă, ei fac circ, ei fac spectacol. Se trântește și fac gălăgie. Dar nu se luptă cu adevărat. În schimb, luptătorii de MMA este o luptă adevărată, un sport de contact. Loviturile contează, loviturile au consecințe. Pavel se folosește mereu de conceptul luptei în lucrarea sa slujirea lui este o luptă cu pumnul spune el o treabă serioasă spune el în 1 corinteni 9 cu 26 mă lupt cu pumnul de aceea spun slujirea lui Dumnezeu înseamnă invadarea câmpului de bătălie nu a terenului de joacă trebuie să fim conștienți de acest principiu pentru că slujirea lui Dumnezeu este o luptă este un câmp de bătălie nu este o joacă de copii al treilea principiu. Slujirea nu este facultativă pentru viața creștinului, ci este obligatorie. Petru ne spune în 1 Petru, capitolul 4, 10 și 11, ca niște ispravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Studiu fără slujire cauzează stagnare. Cunoașterea fără aplicare este sterilă. Sfântul Augustin din Hipo spunea, fără Dumnezeu nu putem, fără noi Dumnezeu nu face. De aceea trebuie să fim conștienți că fiecare credincios trebuie să fie în slujba Domnului, dar nu oricum. Lucru care ne conduce la al patrulea principiu al slujirii. Un slujitor sfânt, nu talentat, este o unealtă măreață în mâna lui Dumnezeu. Accentul chemării lui Dumnezeu cade mereu și mereu pe sfințenia, pe caracterul credinciosului chemat, nu pe abilitățile sale. Carisma de una singură nu produce roade de durată. Ea atrage oamenii pe moment, dar pe lungă durată nu are roade semnificative contrar așteptărilor noastre. Filtrul lăsat de Pavel pentru selectarea lucrătorilor în epistolele pastorale nu cuprinde nici o referire la darurile spirituale. Întreg filtrul, întreg portretul lucrătorului are de-a face cu caracterul lui, nu cu abilitățile sale. Lucru care confirmă ce spuneam mai înainte. Dacă ne uităm în epistolele pastorale, Găsim 22 de caracteristici ale lucrătorului creștin. Nici una nu vorbește despre darurile spirituale ale lucrătorului. Toate vorbesc despre caracterul lui. Haideți să vi le enumăr foarte repede. Să fie fără prihană, adică să nu se poată reproșa nimic. Să fie bărbatul unei singure neveste. Să fie cumpătat, să fie înțelept, să fie vrednic de cinste, cinstit sau nu cu două fețe. Să fie primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie bețiv sau băutor de mult vin. Să nu fie încăpățânat, să nu fie iute la mânie, să nu fie bătăuș, să nu fie doritor de câștig mărșav, să nu fie certăreț, să fie blând, să nu fie iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa, să copii în supunere cu toată cuvința, având copii credincioși în altă epistolă, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, să aibă o bună mărturie din partea celor din afara bisericii, o reputație bună, să iubească ce este bun, să fie drept, să fie devotat sau sfânt, să nu fie întors de curând la Domnul. 22 de caracteristici în care nici una nu vorbește despre daruri spirituale, despre abilitățile lui. Sigur, poate ați auzit acolo, în stare să învețe pe altul. Sau pe alții. Nu înseamnă să aibă darul învățării? Nu? Aici este vorba de acea maturitate spirituală, de acea experiență creștină de viață, experiență de viață și experiență în cuvânt. Adică unul care are de unde să-i sfătuiască pe alții. Un om matur, experimentat. Un om cu un bagaj valoros de viață. Să aibă de unde, da? Al cincilea principiu al slujirii care creează perimetrul acestui, acestei cerințe a lui Dumnezeu pentru oricare dintre noi. Slujirea făcută este singurul lucru care rămâne în urma noastră. Slujirea făcută este singurul lucru care rămâne în urma noastră. Să vă dovedesc. Haideți să facem un prim test. Vă rog să dați răspunsuri la următoarele întrebări. Numește câștigătorul campionatului de tenis de la Wimbledon din anul 2003. Răspuns: Roger Federer. A doua întrebare. Numește câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace din anul 2003. Shirin Ebadi, o femeie iraniancă. Numește câștigătorul premiilor Academiei sau premiilor Oscar pe anul 2003 pentru cel mai bun actor. Ar știu să dați răspunsul? Este Adrian Brody din filmul Pianistul. Haideți să facem un al doilea test acum. Numește un prieten care a fost alături de tine când ai avut nevoie de el. 2. Numește o persoană care ți-a fost model de viață. 3. Numește o persoană mai puțin apropiată care te-a ajutat în mod concret când ai fost în nevoie. Acum, dacă ești ca majoritatea oamenilor, Probabil că ai ratat primul test. Puțin dintre noi ne amintim marile nume care au ocupat programele de știri. Deși acești oameni nu sunt nimeni, nu sunt de mâna a doua. Ei sunt cei mai buni în domeniile lor și te-ai fi gândit că ar fi ușor să-ți aduci aminte sau ar trebui să-ți aduci aminte. Totuși, când luminile rampei se sting, când aplauzele încetează, și trofeele încep să se acopere de praf. Numele lor sunt uitate. În ce privește al doilea test, eu cred că fiecare dintre voi ați reușit să răspundeți. Și aceasta pentru că oamenii care ne aducem aminte cel mai bine sunt cei care ne-au slujit într-un fel sau altul. Aceștia sunt oamenii cărora le pasă de noi. De aceea, spun, slujirea ta este singurul lucru care rămâne în urma ta. Și cu aceste cinci principii ale slujirii se creează perimetrul slujirii tale. Și nu putem încheia fără să aruncăm o scurtă privire asupra finalului acestui om, Moise, pentru că și aici, găsim cel puțin o mare lecție de viață. Plecarea lui Moise sau cum plecăm din slujire. În Deuteronom, capitolul 3, de la versul 23, Moise își varsă sufletul și ne vorbește despre plecarea lui. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul la acela în cer și pe pământ Care să poată face lucrări ca ale tale Și să aibă o putere ca a ta Lasă-mă te rog să trec Și să văd țara aceea bună De dincolo de Iordan Munții aceia frumoși și Libanul Dar domnul S-a mâniat pe mine Din pricina voastră Și nu m-a ascultat Domnul mi-a zis destul Nu mai vorbi despre lucrul acesta tulburător mod al lui Moise de a pleca din lucrare. Prin aceste cuvinte, Dumnezeu nu le păda pe Moise ca om sau lucrător. Pur și simplu, Moise se descalifica să intre în țara promisă. El nu era descalificat ca om sau ca și lucrător. Uitați-vă la caracterizarea făcută de Scriptură în ce privește pe Moise. Uitați-vă cum se vorbește despre el în Deuteronom 34, versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului. Care sunt învățămintele pentru noi? Moise, a fost omul care a învățat să-și controleze temperamentul. A învățat să-și îl țină sub control. Până la un moment dat, în fața stâncii, în loc să-i vorbească cum îi poruncese Dumnezeu, o lovește cu toiagul, cum făcuse mai înainte în viața lui. Moise, ca oricare dintre noi, avem momente când fisurile noastre ies la iveală din nou. Cu toate acestea, cu toate că fisura lui Moise, ținută sub control o viață întreagă, iese la iveală și era cunoscută de Dumnezeu, nu-i nu justifică fapta, nu-l justifică înaintea lui Dumnezeu. Și nu ne justifică nici pe a noastră lecția de viață pe care ar fi bine să o ține minte ar putea fi următoarea Măreția personală lucrarea ireproșabilă de până ieri nu te face imun la greșelile de azi stai în gardă tot timpul în cele spirituale nu ți poți permite să te relaxezi măreția personală de ieri, lucrarea ireproșabilă de până ieri, nu te face imun la greșelile de azi. Și să nu uităm cu cât ești mai sus în relația ta cu Dumnezeu, cu atât pretențiile Lui de la tine sunt mai mari și consecințele greșelilor tale mai acute. Și aceasta nu este așa de greu de înțeles cum pare. La fel suntem și noi cu copiii noștri, nu-i așa? Cu cât îi vedem crescând mai mari și mai maturi, ne cresc și pretențiile cu privire la ei, nu-i așa? În concluzie, slujirea creștină presupune o chemare divină. Cine nu are siguranța chemării divine în lucrare, va ceda curând în fața tuturor greutăților lucrării sau o va face cu superficialitate. În același timp, deseori, sunt conștient, slujirea creștină este percepută ca o muncă sisifică. În mitologia greacă, Sisif este întemeietorul și regele cetății Corint, după cum bine știm. El era considerat a fi fost cel mai viclean dintre muritori. Și pentru vina de a-l fi dat în vileag, pe Zeus, în ce privește răpirea Eginei, Sisif și-a tras asuprași mânia acestuia și a fost supus în infern, spune mitologia greacă, la o caznă perpetuă. El a fost sortit să urce pe deal, împingând o piatră uriașă, o stâncă uriașă, care odată ajuns în vârf, se rostogla din nou la vale și cazna era reluată. A fi în slujba lui Hristos poate fi o activitate sisifică, copleșitoare, o povară aparent lipsită de rezultate. Asemenea muncii lui Sisif. Pe când crezi că ai ajuns pe vârf cu stânca grea, se rostogolește la vale și din nou trebuie să pornești și să o împingi înapoi spre vârf. A fi în slujba lui Hristos, slujirea lui Poate fi o activitate copleșitoare, sisifică. Sau implicarea în Biserica lui Hristos, slujirea lui Hristos, poate fi o experiență încântătoare și înălțătoare, dacă este pornită și întreținută conform designului lui Dumnezeu, aducându-ne aminte că Dumnezeu, lucrând prin noi, lucrează și în noi. you <laughs>